Referitor la această preselecție, vreau să vă spun că, într-adevăr, avem aici secțiuni diferite și vârste diferite de elevi, precum și ani de studiu. Deci, noi admitem sau respingem elevii și în funcție de criterii de vârstă, de repertoriu, de dificultatea acestuia. În general, copiii vin de plăcere și noi sperăm să admitem câți mai mulți, ca să fie într-adevăr o trecere între ei și să continue să studieze la școala noastră. Fiecare an vin cu plăcere la acest concurs și am zis că de fiecare dată să vin cu elevi noi, cărora le place instrumentul, cărora le place pianul, mai cu seamă că anul acesta serbăm 10 ani de la înființarea cursului de pian Prietenul meu Pianul. Anul acesta m-am prezentat cu eleva Stan Octavia din clasa a treia și cu elevul Manto Gabriel din clasa a șaptea. Copiii deja au fost în concurs, s-au prezentat frumos, au înțeles tot ce le-am spus, s-au prezentat ca niște adevărați pianiști și eu le urez succes pe mai departe să ia și premiul la etapa din 6 decembrie. Și totodată pe această cale invit pe iubitorii de muzică pe data de 15 decembrie la ora 16:30 în sala Arsnova, când vom serba 10 ani de la înființarea cursului de pian Prietenul meu Pian. M-am pregătit în fiecare zi repetând de cel puțin 5 ori sonatina până mi-e așa cât mai bine și sper să iau și marele premiu acum că am trecut și în finală. Și spune-mi, de când vii tu la cursul de pian de la Centrul Cultural? De 2 ani. Îți place pianul? Da. Ți-ai dori o carieră muzicală? N-ar strica deloc. În acest concurs am așteptări să merg în etapa finală, să primesc premiul întâi. M-am pregătit pentru acest concurs, pentru a merge în finală cu ceilalți concurenți. Și cu cine te pregătești? Cu doamna profesoară Clementina Dionisie. Unde? La Centrul Cultural Pitești. De câtă vreme? De 2 ani fac pianul. Te atrage acest instrument? Foarte mult și instrumentul meu de suflet. Ți-ar plăcea să ai o carieră muzicală? Foarte mult. Thank you.
să dansez. Știu că simt acest balans, toată viața e un dans. Când mă țin picioarele, pe un ritm amețitor, flexi puterile, pe un ritm amețitor. Toți prietenii mă știu, așa-mi pot și vrea să fiu. Hai, ridică-te și tu, se termină cât de curt. Vreau să mă energizez, mie-mi place să dansez. Și că simți acest balans, toată viața e un dans. Mă simt picioarele, e un ritm amețitor. Le simt puterile, e un ritm amețitor. Vino acum cu mine pe ritmul de dans, dans, dans.